La Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași are loc în această perioadă prima parte a programului de formare profesională pentru cântăreții bisericești. Cursurile inițiate de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, sunt structurate pe trei module și se vor desfășura pe durata întregului an. Ne bucurăm de faptul că există încă doritori și iubitori de muzică bisericească, care își rup din timpul lor, și aici mă refer la cântăreți și angajați și neangajați, pentru a aș îmbunătăți fiecare performanțele sale. În momentul de față avem înscriși undeva aproximativ 60 de cursanți, sunt înscriși din cadrul protopopiatelor Iași 1, Iași 2, Iași 3, dar și din protopopiatele Săveni, Dorohoi și Neamț. Primul modul se va încheia pe data de 22 aprilie, cursanții urmând să revină pentru modulul al doilea pe 12 mai, pentru că nivelul de pregătire al cântăreților bisericești diferă, începând cu modulul secund va exista o separare pe grupe. În urma acestui program, cântăreții angajați vor primi o adeverință de perfecționare a studiilor de specialitate, iar cântăreții neangajați vor primi o adeverință de participare.